De la începutul anului, 16 bătrâni au fost abandonați de aparținători în Spitalul Județean de Urgență Buzău. Personalul medical n-a mai putut lua legătura cu membrii familiei, nici măcar când vârstnicii trebuiau externați. De la începutul anului, la Spitalul Județean de Urgență Buzău au fost internate 16 persoane care reprezentau cazuri sociale. Din cei 16, 7 persoane au decedat, iar celelalte 9 au fost repartizate către Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, primării și azile de bătrâni. Cazurile de bătrâni abandonați sau care ajung să moară în spitale fără nimeni alături sunt preluate de instituțiile statului. Primii ajung în cămine de bătrâni, ceilalți sunt îngropați cu banii primăriilor. Categoriile de persoane care ajung frecvent în atenția instituției noastre sunt persoane adulte fără adăpost, fără venituri și acte de identitate, care necesită urgent măsuri de asistență socială, precum și vârstnici fără aparținători, fără venituri, cu o stare de sănătate precară și care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale din cauza stării fizice sau psihice. Pentru aceste situații, asistentul social din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău colaborează cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, Direcția de Asistență Socială, Poliția Locală, în vederea soluționării acestor cazuri sociale. Ultimul caz social a fost prezentat pe larg în publicația Sănătatea Buzoiană. O bătrână de 82 de ani a fost tratată și operată de medicii buzoieni, iar la externare nu s-a mai prezentat nimeni pentru a o readuce acasă. Autoritățile au găsit o soluție și au internat-o la căminul de bătrâni de la Pogoanele.